Hristos a înviat! Bună dimineața de Paști! Noi am fost acum și am simțit Pasca și ouăle. Am avut o noapte foarte neliniștită, mai nu am dormit, Sofia a avut toată noaptea febră. Noi astăzi vrem să pornim la drum, să mergem la părinți și ne facem griji. Nu știm cum o să fie, sperăm Sofia să fie bine. Deci stăm pe gânduri. Să mergem sau să nu mergem? Sofia vrea foarte tare, a zis că eu mă simt perfect, cu toate că febra a fost 39 noaptea. Are o tusă uscată în continuu, deci tușește. Și nu știm ce este asta. Peste fiecare câteva secunde, deci ea tușește. Parcă e alergie, dar nu e alergie. Deci, așa e dimineața noastră de Paști, dar vă dorim la toți Paște fericit. Și am aici lângă mine un om magiat care, deci este ziua lui Sasha astăzi și deja o să-i cântăm la mulți ani un pic mai târziu, îi spun la mulți ani, deci un pic, să crești mare. Da, mersi. Deja ajungem, suntem aproape de casă. Noi deja îmbrăcați. Deja suntem pregătiți de ieșire, dar nu neapărat trebuie să felicităm pe tăticul nostru cu ziua lui. Așa, ia scrieți în comentarii cum credeți câți ani împlinește Sasha astăzi. E cu 2 ani mai mare ca mine. Nu știu unde este el. Este de luăm cu noi pentru că să fie. Oh! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Sasha să trăiască, Sasha să trăiască, la mulți ani! Hai, puneți o dorință. Gata? O să-l muș sau o să-l muș deja pe drum, când o să ne fim undeva și o să ne mai putem gata. Ține tortul. Pe toți! Haideți! La mulți ani! Și cadourile voastre, fetelor, unde sunt? Haideți acum! Ține tortul. Cadourile, deja tata nu se mai descalță. Merci. Aici sunt, pot să văd? Bani și niște făcute cu, cum se numește asta? 3D Pix. Iată, e curaj de Paște. Și ăsta este Snickers. Ciocolată. Ciocolată Snickers, care costă 500 de lei. Da. Iată. La mulți ani! La mulți ani, te iubim foarte mult, îți dorim multă, multă sănătate, mult noroc în toate. Mulțumim. Pentru că fără de noroc nu este nimic. Apropo, tu îți spun fără sănătate, fără de noroc nu este nimic. Dacă ai noroc, atunci ai de toate. Ai și sănătate și tot. Gata, noi plecăm la drum. Gucci, rămâne aici. Gucci, rămâi. Rămâi cel mai mare. Dar lui Rio i-a lăsat mâncare. Da. Da. Tu plângi. Nu plângi, nu plângi. De noi să ne întoarcem. Gucci cel mai mare, dacă este Mimi, da. Este Mimi cea mai mare. Iată. Rio e cel mai mare. A, Rio e cel mai mare, da. Pornim la drum. Seara deja ascultă muzică în căști. Niki, cum te simți? Cum dispoziția? Mergi la verișori? Da? La Eva? Plecăm. E ora 5:54 și noi am pornit la drum. Drum bun nouă. La mulți ani, Sasha. La mulți ani. I love you. Ne-am alimentat mașina și pornim la drum, care este astăzi liber și două zile a fost supraîncărcat. Practic era imposibil să ieși din oraș. Era posibil, dar greu.
chiar ieri sora lui Sasha ne-a trimis poze din drum. Era, wow, foarte dificil de ieșit din oraș. Gata? Mergem? Da. Noi suntem gata. Ia priviți, a nins. Da, priviți, vedeți totul ea. Nu? Dar ce e? Ceață, bravo, tata a ghicit, e ceață. Și se ridică până sus, parcă e fum. Am ajuns acasă. Aici este acasă. Totuși. Da? Aici? Acasă, acolo unde te-ai născut, acolo este acasă. Am ajuns în Edeniț. Sara a dormit. Nicolas nu, nici Sofia, doar Sara a dormit. Ca să treacă mai repede. Ca să treacă mai repede timpul. Archie, sau asta e Lady? Asta e Lady. Lady. Ce fac fetele? Noi suntem primii, am venit, noi deja am mâncat și fetele se odihnesc. Stau în telefon. Am mâncat, bunica a gătit foarte mult, ca de obicei, foarte multe bucate. Tot ce se poate să vă arătăm mai pe urmă când o să așternem masa, pentru că noi acum am stat așa într-un cerc mai restrâns, dar o să vină mai mulți deja verișori și o să ne așezăm deja cu toții la masă. Încă puțin și o să vină. Nicolas este foarte nerăbdător, vrea să o vadă pe Eva. Peste, nu știu, poate peste o oră. Look-ul meu. Vă place cum arăt? Gata-s, gospodină. Vezi? Sasha s-a culcat să doarmă, a dormit șezute. Și acum doarmă. Tu tot dormi, Sofia? Mm-mm. Geatul doarme. Deci noi toți cinci am încăput pe acest pat. Toți cinci ne-am culcat. Cum te simți? Bine. Eu acuși merg să o ajut pe bunica. Să o ajut pentru că acuși trebuie deja să vină oaspeții. Acuși încă puțin. Și Nichi tot aici. Nichi la picioare. Gata? V-ați întâlnit? Da, gata, vă bucurați? Dar de ce nu vă jucați, arătați în telefoane ambele? Eu vreau să... A, numărul de telefon. Uh-huh. Iată și Cristi la noi, cu mâna ruptă. Micuțul s-a rupt mâna la grădi, da? Și a fost operat, a fost tăiat. E grav. Nu eram tăiat. Păi te-au tăiat tu când te-au dormit sau nu? Nu? Nu, mi-au pus anestezie și tu ai adormit. De asta nu ai simțit. Bravo! El e foarte curajos. Iată așa se pregătește masa de Paște. Tradițional sunt toate bucatele. Nu știu ce lipsește. Nu lipsește nimic, cred. Ce-o Ina. Stop. Нет? Хай, хай куда? О, снимай. Uno. Uno, синим воу шуну полежь. О. Ай, Николас, кучини. Николас a câștigat. Hai cu Sofia. Николас a câștigat. Uhu! Eva cu cărciorul. Așa, tu joacă fotbal. Nu o să poți să o ridici. Hai, Sara, urcă. Давай. И?
Opa! Hai, las tic Silviu să te zic. Silviu, hai Silviu. Silviu are ptieri. Nu vrei, te temi? Hai că Eva vrea. Hai. Vine, hai și eu. Vrei și tu? Hai. Hai, iupi, nu te temi, Sara. Picioarele înainte, Sara, picioarele înainte. Așa. Hai, wow. Hai, toți pe rând. Nicolas, te joci? Iată, Nicolas se joacă în jucăriile Evei. Noi am ajuns aici la somn, să dormim aici. Ah, cine este aici? Mini pisică, da? Da. Cu mini codiță. Motan. Motan. Da, e Motan. Motan. Aici a fost cândva camera lui tata, știi? Șocă, robușcă. Da, știi, da. Iată, aici era patul lui. Iată partea asta. Și aici era patul lui Edic, fratelui lui. Aici era un dulap. Aici era televizorul. Da. Tu n-ai știut? Nu. Păi asta este casa părintească. Aici a crescut tata. Nu am știut. Păi, și-a găsit jucării. Viața, ne-am trezit cu toții, bem cafea și vreau să vă arăt, chiar mi-a fost doar, am vrut să văd liceul la care am învățat 9 ani și eu și Sasha. Iată, liceul teoretic Mihai Eminescu. După asta m-am transferat la alt liceu. Și aici este drumul pe care eu l-am parcurs 9 ani până acasă. Iată așa, pe aici. Sunt niște pisicuțe jos. Așa, ne-am așezat la un mic dejun. Și iată, și Izzy a venit. Izzy! Izzy. Izzy, Izzy. Am ieșit afară cu Izzy. Izzy ne duce undeva, nu știu unde. Gata, Izzy s-a săturat. Ne ducem acasă. Am ajuns acasă, unde nu am fost 2 ani. Totul e crescut în iarbă, nu este nimeni. Iată casa unde am crescut și unde am copilărit. Aici văd că au săpat, au tras apa. După vei spune, dacă nimeni nu locuiește, primul se strică pragul. Acesta este întreg. Aici văd că tata a fost și a schimbat gardul când a fost 2 ani în urmă. Am emoții foarte mari, sincer, acum că am venit aici. Totul acum pare mult mai mic. Când era mai mică, părea totul mare. Totul se strică dacă nu trăiește nimeni. Totul e atât de vechi, totul e de praf. Ance. Am emoții, sincer. Uitați-vă ce se face aici pe geam, dacă nu trăiește nimeni. Uitați-vă ce este, mamă. Pozele din copilăria mea sunt foarte multe, nu știu, am crezut să le iau, Sasha zice să nu le iau de aici. Asta este de la școală, clasa 12. Sunt eu aici și asta e cu mătra la care astăzi o să mergem. Sunt multe poze cu mine. Asta e de la școală, clasa 9. Uitați-vă, sunt eu și Sasha este aici. Uitați-vă ce slab. Slăbuț. Asta e Sasha, ca o fetiță. Tot clasa 9. Iată, sunt eu aici. Cu degetul. Așa, iată. Ai, uite, tot clasa 9 și tot ești tu aici.
Asta sunt eu la 6 ani și aici fratele meu la 14 ani. Și mama. Și verișorii mei. Încă o poză când aveam noi 15, eu aveam 15 ani și Sasha 17. Iată de ce m-am îndrăgostit, era foarte frumos. Acesta este tabloul când am absolvit școala de pictură și mai este încă unul și mai mare. Am găsit aici amprenta Sofiei Mânuța și piciorușul la 3 luni. Iată. Acum mergem în ospiție la cumietrii noștri și la colegii de clasă, colega mea de clasă și colegul lui Sasha de clasă. Fetele obosite, Sara a dormit, Nichi doarme acum. Eu nu sunt obosită. Tu nu? Bravo! Iată, centrul Iedinițului a apărut și un semafor aici, ceea ce nu era anterior. Și nu unul, stai, că sunt două semafoare pentru pietoni și unul din asta obișnuit pentru mașini. Aici e starea civilă unde noi ne-am înscris cu Sasha. La cadou. S-a schimbat ceva sau nu? S-a schimbat un pic. S-a schimbat. Am ajuns, intrăm. Sper să ne aștepte sau nu? Cum credeți? Ne așteaptă? Hello! Hello! Salut! Iată Kira și Tihan. Hai, Nicolas, vrea să te felicite. Cu ziua ta care a fost deja, da? Hai, zăpirai, de tvoi! Hello! Noi am venit la vlogger, știm unde poate să filmăm și unde nu! Привет! Salut! Da. Привет, красавки! Хорошо, отлично! Masa noastră a doua zi de Paști. Veselie în toi, toți sunt la trambulină. Iupi! Da, fetele desenează. Eva, foarte frumos. Asta e portretul Sarei, da? Da. Dar asta e portretul Evei. Nichi se joacă aici cu Lego. De 5. Bravo. De 5. E de 5. 5. Easy. Am ieșit afară. Și voi ce jucați? Fotbal? Da, fotbal. Fotbal, bravo. Yes. Haideți. Unde? Acolo e curtea? Acolo. Uh-huh. Bravo. Hai, mergeți. Nu după mine, dar să mă jucați. Merg după mine. Haideți. Wow. Ai ce bine. Este gard. Super. Hai, Evi. Am ieșit într-o mică plimbare fără copii, mergem în parc și acum mergem pe drumul, acest drum îl traversam la fel când veneam de la școală, mergeam în drum spre mama la lucru, mergeam la mama și iată mergeam așa pe acest drum. Iată tocmai până în capăt. Iată lacul, ăsta este lebedelor sau nu? Mm-hmm. Da. Lacul lebedelor. Erau cândva foarte multe lebede aici, când eram noi mici. Da, lebede, am răsuși sunt. Sunt rația? Da, trei. Da, da, sunt rația. Aici ne plimbam. Am amintit foarte multe.
cam... Nu e chiar îngrijit parcul aici. Nu ne-am așteptat la ceva mai bun, dar cum este. Parcul de fapt este foarte frumos și foarte mare, dar nu e îngrijit deloc. Și iată, suntem aici pe aleea principală, intrarea în parc. Noi mergem spre ieșire. Mai mulți ne-au rugat să filmăm atunci când venim la Iedineț, să arătăm orașul, chiar cei care sunt de aici, de pe loc. Noi nu prea am făcut-o, acum doar un pic o să arătăm câte ceva și gata. Ia uite, aici s-au pus niște mese pentru șah, cred că ceva s-au... Acolo a apărut un teren de joacă, dar a apărut câțiva ani în urmă el. Când noi eram mai tineri, acolo era foarte periculos. Zona cea era foarte periculoasă. Să mergi, puteai da peste cine vrei. Acum am făcut teren pentru copii. Monumentul lui Lenin. L-avem aici prezent la intrare în parc. Mult telecom. A trecut o ploiță bună și noi acum am pornit la drum. Plecăm acasă. Ne-am luat rămas bun cu toții și plecăm acasă obosiți sau nu? V-ați săturat de verișori și de oaspeți? Nu. Mai venim? Da. Da, bine. Nu vii? Da. Sara nu vrea acasă să meargă. Da, încă o oră. Da, încă o oră și am mai stat încă 2 ore în plus. Și acum plecăm acasă, drum bun nouă, deja să ne vedem cu bine acasă. Îmi fac griji pentru Mimi și Gucci și pentru Rio, oare ce fac ei? Cum s-au descurcat ei singuri? Am ajuns acasă, toți sunt vii și nevătămați. Iată Mimi și unde e Gucci, nu văd. Iată. Gucci, vrei afară? Haide, mergi. Și Rio prezent, ați văzut cu toții, bravo, bravo! Cam atât cu vlogul nostru de mai multe zile, sper că v-a plăcut, dați like-uri, abonați-vă, dar noi mergem să ne odihnim după câteva zile de ospeții și vacanță. Pa!